Și Domnul Dumnezeu îi va da prin Domnului David, Părintele
va împărăți peste casa lui Iacob în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Și a zis Maria către înger, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și răspunsând îngerul, i-a zis, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea acelui prea înalt te va coborî. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Iată, Elisabeta Ardenia ta a zămislit și ea fiul la bătrânețea ei. Și aceasta este a șasea lună pentru ea, care se numea Stea. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și a zis Maria, Glory, glory, glory.
monahii și pe toți cei din clerul bisericesc să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Thank you.
Iată, nu aș fi, nu aș fi așa.
Doamne, i-am iertat pe ea, i-am neobuită stupefiată. Doamne, dar cum să nasc eu din lume ce nu știu? Eu, dacă nu spun niciun bărbat, nu ce îi spun că ceea ce se va plămâni, până ce de ei, va fi pe la Duhul Sfânt, va fi fire divină. În momentul în care Maria, înțelegând că este ceva supranatural cu ceea ce îi spune Dumnezeu, și atunci când ea rostește cuvintele, splendide cuvinte, pe care mulți ar trebui să le rostim, sigur, nu în contextul Mariei, ci în alte contexte, iată roata pentru Dumnezeu. Mă las în schimbă Dumnezeu. Splendid. Și apoi, când spune ea cuvintele acelea, fie mie, extraordinar, când divinitatea, în persoana acelui trunchi care se prăbădește în trecerea Mariei, divinitatea se unește cu omenitatea și în felul acesta se creează acea făptură divin-umană, care este Iisus Hristos, Dumnezeu și om. Este un moment culminat în istoria Universului, în istoria omenirii, din urmă, fărătoială și în istoria Universului. După care Iisus Hristos, mă rog, Dumnezeu și omul de gata de sufără, este extraordinar acesta. Dumnezeu și omul Iisus Hristos, El vine și face ultima pregătire a omului prin religie sau cea mai deosebită, cea mai frumoasă și cuprinzătoare vechi, pe multe care ruga să recetați, să o citiți, măcar o dată pe an, să vedeți ce bogăție este acolo, ci iubirile și așa mai departe, și se îndreaptă către patima, care este un lucru foarte important în procesul de realizare de plină a împăcării omului cu Dumnezeu. Și aici mă întâlnim, că știați o paranteză, chiar dacă nu ține piesă de doar pe astăzi, care mi se pare extraordinar și pe care ne îngrijăm atât de mult de existența noastră. Iisus Hristos, când se roagă Tatălui, se roagă de 5 ori rostește cuvintele și fă ca să fie una pentru eu, tine, Tată, una suntem. Așa ei să fie una, omenirea să fie una. Iar apoi adresându-se și fiți atenți, știa foarte bine ce urmează, că urmează bajocorirea sa, patima, moartea. Știa foarte bine ce așteaptă și El nu se roagă pentru El, pentru foarte puțin. Se roagă pentru ei, se roagă pentru apostolii săi și pentru cei care vor crede în apostolii aceștia. Și se adresează lor să vă iubiți. Cum eu vă. De 3 ori, laic motiv, e un testament al Mântuitorului către apostoli și către cei care vor crede și vor crede prin ei, prin apostolul este. Testamentul Mântuitorului. Și cât ne iubim și de la Mântuitorul se face câte războaie am avut și câte la modul uman, general, și la modul individual, când nu se înțelege tatăl cu fiul, părinții cu fiul, frații între ei, E grav că Hristos, pentru asta s-a dat, unde este Spiritul lui Hristos? În cea mai mare parte este. Și merg mai departe. Iisus Hristos în viață, triumfă asupra răului făcut de Ioan de Adam, realizează păcatul lui Dumnezeu și nu rămâne aici.
reintră, fără să fie și reintră în Sfânta Treime, cu firea unor biscărnicioși. Ce noblețe trebuie, ce noblețe extraordinară ne-a oferit Iisus Hristos prin această așezare a firii umane. Persoana lui Fărăluia, dar unul dintre noi, firea umană, este și șade de dreapta ta, este un lucru la care nu știu câți dintre noi se gândesc și câți dintre noi, dar și-o doresc, firea umană care ar trebui să fie asemenea de niciodată, să fie identică, dar să fie asemănătoare cu firea aceea care acum stă de dreapta
Domnului Sfinților, ca Sfinților, Cetului Dumnezeu, Maților, Apostolului, ale Ceilor Sfinți, Părintele nostru, Amorul de Aura, care cu mie am săvârșit astăzi, ale Sfinților, Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitori spălăcașului acestuia, ale Sfinților, Dreptelor Dumnezei, Părintea Gărgeana și ale tuturor Sfinților, Doi, să ne miluiască, să ne mântuiască,